Mergem mai departe. Klaus Iohannis a lansat o ofensivă la adresa majorității parlamentare. Era și firesc, pentru că asta e o meteahnă veche în politica românească, indiferent ce scrie la Constituție. Președintele nu poate să suporte niciodată concurența. Adică a intrat într-un fel de concubinaj din ăsta, că ăsta e termenul corect, mai bun decât coabitare, un termen francez la coabitarea, concubinajul ăsta, nepotrivit, sigur, ca și cum ai fi în concubinaj cu vecina de palier, din necesitate, le coloc, cum spun francezii, ca să plătească un apartament sau chiria unui apartament mai multe persoane. Asta e la modă în Occident acum. Te duci cu mașina mai multe persoane, tocmai ca să cheltuielile să fie mai mici. Deci, în situația asta, bine așteptată, bine știută de noi, șeful statului, dacă e de altă coloratură decât majoritatea parlamentară, nu înghite pe aia indiferent ce spun. De altfel, reacția lui este la fel de tâmpită ca și celelalte de până acum, spunând că, printre altele, au fost câteva legi populiste pe care ăștia repede le-au trecut prin Parlament, au votat legi populiste. În ce sens legi populiste? Păi orice lege pe care o promiți în campania electorală, da, promiți legea, promiți o măsură care devine după aia lege, da? Să vă spune că e populistă. Ni s-a spus că tăierea celor 102 taxe nefiscale este o măsură populistă. Pe unde dracu să fie populistă? Era de bun simț, da? Să nu cădem, atenție, în această capcană și să credem că dacă sunt la putere unii pe care nu-i înghițim, ăia nu pot să facă nimic bun. A, nu! Aia a fost o chestie foarte bună, pe care trebuiau să o facă alții înainte, dar nu s-au priceput, sau au fost atât de scroci încât n-au vrut. Deci Iohannis să țină ciocul mic în cazul ăsta, da? Să nu se apuce să le dea lecții lor care au venit la putere, că exact așa a ajuns și el la putere. Tot printr-un accident nefericit. Cine l-a fi propulsat acolo? Nu știm încă cu exactitate, deși bănuiele am avut încă din primul moment, exact așa sunt și ăștia. Au fost votați, a fost un accident, da, au ajuns într-adevăr călare toți peste putere, au acum argumentele astea că i-a votat toată populația, da, au niște cifre de pe vremea lui Ion Iliescu, sunt plini de ei, iau măsurile pe care le iau. Șeful statului trebuia să-și facă un alt plan și să ne pregătească de dinainte. Nu, să el ce făcea? El îi susținea în campanie pe liberali. Ce, aia era o alternativă mai bună decât ăștia? Bineînțeles că nu. Deci nu chestiuni de genul ăsta. Adică dacă ar fi fost doamna Gorghiu, cu Isar, cu Vasile Blaga și cu toți nefericiții ăia din PNL, n-ar mai fi zis nimic, nu? Nu-i pregătea astăzi pentru aveți de grijă. Aici, acum ați ajuns pe niște funcții mari. De aici înainte începe greu. De parcă ăștia ar fi niște copii de țâță. Păi, Nentu, ăștia erau la putere când Mata te jucai în nisip la Sibiu. Stai tu liniștit. Ăștia sunt la putere pe vremea când... Tu ce făceai, bă, Iohannis, apropo la Revoluție? Pe unde erai? Ăștia deja erau la putere de atunci. Stai tu liniștit. Știu ei ce să fac în condițiile astea. Chiar mă simt jenat ca cetățean al acestei țări de fiecare dată când e câte unul. Și bă, și la Băsescu se întâmpla la fel, evident. Câte ori nu-i convenea ăla care era lângă el, dacă primul ministru era Tăricianu, apoi absolut orice era prost. Da? Dacă primul ministru era Emil Boc, era bine. Nu se face bă așa, asta nu-i politică. Deci nu băgăm în grămadă și scoatem tot noi. Nu suntem la rugby aici. Aici trebuie, când ești șef al statului, să ai decența măcar, nu să taci din gură că mai ajungem în partea cealaltă, că asta face șeful statului. Tace din gură. La el tăcerea nu-i de aur, nu-i de argint, nu-i de nimic. Tăcerea e de rahat la el. Nu, să aibă decența și să aștepte să vadă ce se întâmplă. Nu să-i tragă la răspundere înainte de a produce ceva. Lasă-i, domnule, au ajuns la putere, e vina noastră. Lumea care i-a votat, acum ne merităm soarta. Nu poți să vii să le spui lucrurile astea pe care altora nu le-ai fi spus. Că dintr-o dată, numai pentru că ei nu sunt de partea ta, de aceeași culoare politică, automat trebuie să greșească din start. Asta rămâne de văzut.